În spatele lui ăla e un pește care se zbate, probabil că l-a prins acum. Uite câte zeci de pescari stau la pândă aici. În anumite locuri stau urși la pândă în felul ăsta. Bine, nu sunt așa de mulți urși. Da, pești, grămadă morți pe fundul apei. Pești care nu au reușit să ajungă unde trebuie să ajungă. Este un râu foarte popular pentru pescari. Ia să vedem ce e pe partea alaltă. Dacă pot să sar. Pot să sar? Ai parapet aici, cred că e complicat un pic. Și pescărușii stau la pândă, poate prind și eu o bucată de pește pe care nu trebuie să muncească să prindă. Ei, și vezi aici câți pescari sunt, așa sunt multe locuri pe râul ăsta mai mare, Fraserul. Este un râu ușor mic, un afluent al Fraserului sau râului Fraser, care este un fel de fluviu la un moment dat. Ăștia vin toți cu mașinile, bineînțeles. Încă mai vin. Și îți spun, așa sunt locuri de pescuit. Pe celălalt râu, vezi, grămejoare așa de pescari. Aici, în zona asta, e mult teren arabil. Pentru că e câmpie între munți, totul e înconjurat de munți, dar între munți, pe valea asta a râului, e câmpie. Nu știu cum vede ăla sus acolo, că el n-are ștergătoare, e avion din ăsta pe care îl cunosc destul de bine, cunosc modelul ăla și nu e avion cu ștergătoare de parbriz. Când te duci pe lângă nori, îi se umple parbrizul de picături și nu vezi mare lucru. Trebuie să ai curaj. Se pare că mulțimea este mai mult în partea alaltă. Deci ați mai take the next right onto Dyke Crest Road, then turn right. Aș putea să mă duc un pic pe mal. Dar mă așteaptă un client, asta e mare problemă. Mă așteaptă un client, i-am zis că ajung în vreo 40 de minute și nu vreau să stau prea mult. Na, atât am vrut să-ți arăt pescari de somon. Bye bye!